Înainte de a proceda la aprobarea celor trei proiecte de pe ordinea de zi, a fost ales pentru această ședință un nou președinte, deoarece George Vlad nu a putut fi prezent. De asemenea, ca urmare a tragediilor aviatice, consilierii au ținut un moment de reculegere. Înainte de a trece la ordinea de zi propriu-zisă pentru desfășurarea ședinței, am să vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria celor 8 victime ale catastrofei aviatice petrecute în urmă cu 2 nopți în zona Dobrogei, având în vedere că locotenentul comandantul elicopterului IAR-330 era buzoian de origine. Domnul Bogdan Florin. Așadar, vă rog să ținem un moment de reculegere. Trei proiecte de hotărâre au avut astăzi de aprobat consilierii municipali convocați în ședință de urgență de primarul Constantin Toma. Vă supun la vot proiectul ordinii de zi pentru ședința din data de vineri 4 martie 2022. Vă rog să votați. Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. Cele trei proiecte de pe ordinea de zi se referă la noile prețuri și tarife ale societății Urbis, la modernizarea iluminatului public și la modificarea bugetului local pe anul în curs, creșterea permanentă a prețurilor la energie, combustibil și materiale de construcție a obligat societatea Urbis să modifice la rândul ei tarifele la mixturile asfaltice și la plombări. Primăvara se instalează încet, dar sigur și în curând vor începe asfaltările în zonele pregătite deja pe timpul iernii. Odată cu încălzirea vremii, încep să apară și gropile în asfalt, care trebuie astupate acolo unde nu sunt prevăzute asfaltări. Așadar, pentru a nu lucra în pagubă, Urbis și-a modificat prețurile la servicii în funcție de creșterile apărute pe piața națională și internațională. Municipalitatea a trebuit să își modifice bugetul care stabilește veniturile pe 2022 la suma de 531.287 lei, iar cheltuierile la 545.563 de lei, cu un deficit de 14.276 lei. La rândul lor au fost modificate și bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipal. Toate cele trei proiecte au trecut cu majoritate de voturi sau unanimitate.